Bună seara tuturor și bine ați venit! Sunt Diana Andone, director Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și acesta este în acest moment ultimul webinar Construim împreună pe care îl organizăm în această primăvară. În spre vară, în iunie-iulie, vom mai organiza un eveniment, un workshop dedicat, să zicem așa, știți că avem workshop-urile dedicate competențelor digitale fiecare decembrie și workshop-ul dedicat educației deschise în fiecare martie. Am avut în aprilie un workshop dedicat zilei educației IEEE și vom mai organiza un workshop cumva dedicat exact pe aceste subiecte pe care le discutăm astăzi, de antreprenoria și de universități europene. De aceea am și decis ca ultimul webinar din această serie, deci din seria Construim împreună, să fie dedicat Alianței Române a Universităților Tehnice, care are fiecare universitate un proiect de alianță universitară europeană, un proiect care este de tip Erasmus+, și care promovează în special ideea de universități europene, de multicampus, de cercetare și, bineînțeles, specializări și studii cumva înglobate și incorporate între universitățile care sunt partenere. Este o adevărată bucurie și mândrie pentru o universitate să aibă un proiect de tip universitate europeană, deoarece acestea sunt doar câteva dintre universitățile la nivel european care pot să beneficieze de aceasta. De aceea, astăzi vom vorbi în special despre ideile generale din zona de universități europene, de cum se poate realiza consolidarea acestei dimensiuni europene a educației și ce pot să facă universitățile din Europa ca să răspundă la toate provocările la nivel global din punct de vedere al educației, al cercetării, al implicării în comunitate și în industrie. Pentru aceasta am invitați lângă mine și am să îi aduc să-i puteți vedea pe toți și am să încep cu doamnele mai întâi și am să încep cu doamna profesor doctor inginer Cristina Câmpian, care vine de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, este profesor la Facultatea de Construcții, dar este totodată și coordonatorul și reprezentantul rectorului în proiectul de universități europene. Și voi continua cu doamna Anca Mărgineanu, care vine de la Universitatea Tehnică de Construcții din București și care are o activitate foarte puternică și care, de fapt, coordonează la nivelul universității proiectul de alianță europene. Și voi continua cu domnul profesor doctor inginer George Darie, de la Universitatea Politehnică din București, unde este prorector și care este puternic implicat din nou în același proiect de alianță europene. Și închei cu domnul conferențiar doctor inginer Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnică din Timișoara, gazda de astăzi seară și care de asemenea coordonează proiectul de alianță europeană. Bună seara tuturor și bine ați venit! Pentru început, așa cum v-am obișnuit, fiecare dintre cei care sunt invitați vor realiza o scurtă prezentare. Și această scurtă prezentare va fi pe tema Alianței Europene, a proiectului pe care l-au, a scopului pe care doresc să și-l urmeze. După aceea vom încerca să preluăm cât se poate de multe din întrebările care vă rog să le adresați în secțiunea de Q&A, de asemenea și în secțiunea de chat, din atât de pe Facebook cât și de pe YouTube, unde acest webinar este transmis. La final vom avea o discuție liberă pe temele cele mai importante, bazându-ne și pe întrebările pe care le vom primi. Toți participanții și de la acest webinar vor primi Open Badge-ul, certificatul digital deschis, numărul 10, Construim împreună, care este validat și oferit și de Universitatea Politehnică din Timișoara și validat atât de ARUT, deci de Alianța Română a Universităților Tehnice, cât și de Asociația EDEN și de Asociația EDEN Europe și de Asociația IEEE România. Pentru început, permiteți-mi să-i dau cuvântul domnului profesor doctor inginer George Darie de la Universitatea Politehnică din București, pe care am să-l rog să prezinte proiectul de universități europene pe care Politehnica din București îl coordonează. Vă rog!
Vă mulțumesc foarte mult, bună seara tuturor! Sunt deosebit de onorat de a putea participa la acest eveniment, mai ales că acoperă una din tematicile care sunt deosebit de delicate la acest moment, problematica universităților europene. Politehnica din București participă din 2020 în cadrul proiectului de universități europene împreună cu alți 8 parteneri, îi voi enumera foarte rapid, este Politehnica din Madrid, Ecole de Pont din Paris, Paris Sciences et Lettres, deci 2 universități din Franța, 2 universități din Pisa, Universitatea din Erlanger, Germania, Universitatea Tehnică din Budapesta și Universitatea Tehnică din Istanbul. Încă din momentul în care noi am realizat, deci toți partenerii am elaborat oferta cu care am câștigat proiectul Erasmus Plus, ne-am impus niște obiective, aș putea spune, extrem de îndrăznețe, care vizează îndeosebi partea de educație. Da, studentul este, în paranteză, studentul este în centrul alianței din care Politehnica face parte, și partea de educație cu toate componentele adiacente, pornind de la construirea unor programe de studii care să fie strâns legate de cerințele pieței forței de muncă, e un limbaj de lemn, dar trebuie să-l folosim, creșterea gradului de mobilitate al studenților, nu numai între parteneri, ci și cu parteneri din exteriorul alianței, realizarea unor programe comune pe diverse, în cadrul alianței noastre, acele joint diploma despre care se face vorbire foarte mult în ultima perioadă. Și, da, într-adevăr, avem și o componentă de cercetare, nu de a face cercetare, ci de a utiliza cercetarea în procesul didactic. Pentru componenta de cercetare, în urmă cu un an, a existat un apel pe Orizont 2020, care a fost dedicat universităților europene și acolo sunt anumite fonduri pentru infrastructura de cercetare și pentru dezvoltarea unor tematici noi. Revenind la acele obiective deosebite de îndrăznețe. Din punctul meu de vedere, eu cred că toate universitățile europene, toate consorțiile, pășesc la ora actuală pe un teren necunoscut. Realitatea este că nu se știe cum să fie abordat acest aspect al universităților europene. Problemele principale, riscurile principale, fiind îndeosebi în zona noastră, deci a fiecare universități în parte. O universitate europeană va necesita o schimbare a mentalității, în primul rând la nivelul staff-ului, la nivelul cadrelor didactice auxiliare, deci o schimbare de mentalitate și de mod de conduită la nivelul întregilor universități. Problematica care se pune în cadrul unor alianțe europene implică, în primul rând, o armonizare între, hai să spunem chiar, planurile de învățământ pentru parteneri. Și de aici începând, va fi nevoie de destul de multă muncă pentru a realiza acest lucru. Un consorțiu din care noi facem parte și poartă denumirea de acronimul de ELISA. Și ELISA este un omagiu adus Elisei Zarpirescu, prima femeie inginer, printre primele femei ingineri, unii spun chiar prima femeie inginer din lume. Nu avem o tematică anume. Nu există un domeniu preferențiat. Noi dorim să acoperim toate domeniile inginerești,
din zona partenerilor și o atenție deosebită va fi acordată părții de competențe transversale. Acest lucru îndeosebit în urma unor semnale care le-am primit de la zona de muncă, direcția de muncă a Comisiei Europene, care pune un accent deosebit pe acest lucru. Competențe transversale, implicare în societate, antreprenoriat, voluntariat, inovare. Deci pe lângă curriculum care orice student va trebui să-l parcurgă, vor fi necesare multe, multe eforturi și în acestea. Bun, eu mă opresc aici și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice tip de întrebare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea atât de succintă. O apreciem a Universității Politehnică din București în Alianța Europeană. Ne vom duce acum la Cluj și o să invit pe doamna profesor doctor inginer Cristina Câmpian să vorbească despre proiectul în care este implicat Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Vă rog! Mulțumesc! Bună seara! Eu am să fac un share screen pentru că am pregătit câteva diapozitive. Sper că se vede. Universitatea de Tehnologie EUT+, din care face parte Universitatea Tehnică, este constituită din 8 parteneri, care sunt cei pe care vedeți în acest slide. Am să citesc foarte, foarte repede. University of Applied Science din Darmstadt, Universitatea Tehnică din Riga, Universitatea Tehnologică din Dublin, Irlanda, Universitatea Tehnică din Sofia, Universitatea de Tehnologie din Cipru, din Limassol, Universitatea Politehnică din Cartagena, noi și Universitatea de Tehnologie din Troyes, care este și coordonatorul acestui consorțiu. Suntem foarte mândri pentru că acest protocol de realizare a acestui consorțiu a fost semnat la Cluj în data de 4 februarie 2020, dată la care nu știam dacă vom câștiga acest proiect sau nu, dar asta nu arată decât faptul că rectorii celor 8 universități au fost foarte hotărâți să pășească pe acest drum. În partea dreaptă vedeți și care este motoul universității noastre, Think Human First, să ne gândim în primul rând la oameni în toate activitățile pe care le realizăm pentru în cadrul acestei universități. Scopul inițiativei este de a reuni o nouă generație de europeni creativi care să fie în măsură să coopereze în mai multe limbi la nivel transfrontalier și interdisciplinar pentru a aborda toate provocările cu care se confruntă Europa în acest moment. Ambiția noastră este ca în anul 2030 să fim o singură universitate și aceasta se va realiza prin mai mulți pași care sunt explicați aici, tot așa cam la 3 ani, astfel încât în anul 2030 să putem să avem o universitate cu 8 campusuri și să putem să fim o entitate de sine stătătoare. Acțiunile pe care vrem să le întreprindem sunt mai multe. În primul rând este garantarea recunoașterii automate a creditelor alocate cursurilor predate. Și iar aceasta este o acțiune pe care o realizăm în scopul de a obține această diplomă unică europeană care a fost deja enunțată în cadrul spațiului european al educației. Deci până în anul 2025 am dorit să pregătim background-ul ca să putem și noi să aderăm la o diplomă unică europeană. Aceasta ar permite studenților să aleagă ce, unde și când să studieze la oricare dintre cele 8 campusuri, iar în final să primească o diplomă care să le recunoască această activitate. De asemenea, sigur, va fi acest card unic european la care deja i-am găsit partea de design pentru una din fețe, pe fața cealaltă va fi alocat fiecarei universități. Card care, sigur, toate universitățile trebuie să aibă această acțiune. El va permite accesul la toate serviciile și facilitățile tuturor celor 8 universități,
Iar în viitor vom crea un astfel de card și pentru personalul academic și administrativ, tot așa pentru a asigura acces la toate aceste servicii. De asemenea, sigur, ne gândim și la lifelong learning, la învățarea pe parcursul vieții, la dezvoltarea de politici instituționale pentru un acces egal, cu accent pe incluziune și egalitate de gen, la stimularea creativității și inovației prin reașezarea disciplinelor umaniste în programele de inginerie, în acord cu acest Think Human First, dezvoltarea de infrastructuri comune și, nu în ultimul rând, un lucru care ne va ajuta foarte mult și la această diplomă unică europeană, încurajarea multilingvismului, pentru că în campusurile consorțului nostru se vorbesc 9 din cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și sunt utilizate toate cele 3 alfabete. Pachetele de lucru sunt în număr de 8, fiecare universitate răspunde de un pachet de lucru. UTCN este lider pe pachetul 3, în care s-a lucrat foarte mult, tocmai în perspectiva acestei diplome europene. Pe ce am lucrat în primul rând, am creat 6 clustere, 3 în 2021, 3 în anul acesta, în care s-au discutat competențele inginerului și masterandului pe aceste specializări, practic discutând fișele de disciplină, materie cu materie și obținându-se în final un mobility map în care există materii, discipline care pot să fie recunoscute automat, iar în acest sens s-a pregătit un agreement care va fi semnat de către cei 8 rectori, astfel încât să se permită această recunoaștere automată a mobilității într-o altă universitate. Acum, există foarte multe aplicații de proiecte pe care le-am făcut împreună, unele le-am câștigat, unele nu le-am câștigat, le vom aplica din nou, sperând să câștigăm. De asemenea, mă scuzați, m-am dus prea repede, se pune un accent foarte mare și pe cercetare, în primul rând pe crearea de rețele de cercetare transdisciplinare și de crearea unei strategii comune care să vizeze punctele forte ale fiecărui partener în această activitate de cercetare. S-au înființat mai multe institute de cercetare pe diferite specializări, pot să vă spun de Institutul European, European Research Institute de sustenabilitate, cel pentru data science, cel pentru nanomateriale, cel pentru cercetări pedagogice și sperăm să reușim să avem o activitate cât mai bogată în aceste institute europene. Sigur, deocamdată doar s-a semnat acordul de înființare. Rectorii s-au întâlnit de mai multe ori, au fost mai multe întâlniri față în față cu toată perioada aceasta complicată cu COVID-ul, am reușit să ne întâlnim și să lucrăm împreună. S-au semnat aceste documente agreate de către toți rectorii Universității Europene de Tehnologie. În principal, se referă la crearea de birouri comune, crearea de tot felul de aceste institute de cercetare, crearea biroului de inovație și transfer tehnologic, astfel încât să putem să lucrăm într-un mod cât mai simplu între noi. Ultima dintre aceste întâlniri a avut loc la Cluj, între 21 și 25 martie, au fost mai mult de 100 de persoane care au participat la aceste întâlniri, am lucrat foarte bine împreună, la fel cum am lucrat și la celelalte întâlniri realizate în consorțiu și suntem foarte entuziaști și credem că lucrurile merg în direcția bună, chiar dacă, așa cum știu toate universitățile, există foarte multe probleme de care ne lovim, dar gândim în perspectivă. Mulțumim foarte mult! Îmi place că din nou a fost foarte succint și la obiect și sunt, mă bucur și de rezultatele pe care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca le are. Și acum vom merge înapoi la București și am să invit alături de noi pe doamna Anca Mărginean, care vine de la Universitatea Tehnică de Construcții din București și care răspunde acolo de managerul de activități pentru proiectul de alianță europeană în care este implicat UTCB-ul, cum se spune pe scurt.
Vă rog. Bună seara. Vă mulțumesc și foarte mult pentru invitație. Voi face un share screen. Eu reprezint atât UTCB cât și Alianța EU-Conexus. Noi facem parte din primul val de universități europene. Ne apropiem practic de finalul primului proiect. Am început din 2019 și în mod normal în august a trebuit să se termine prima finanțare. Ce este diferit la noi este că noi avem o tematică foarte bine aleasă. Tematica noastră este dezvoltarea sustenabilă și inteligentă a zonelor urbane de coastă. Noi suntem 9 parteneri, 6 universități am fost de la început, 6 universități fondatoare, iar pe lângă acestea s-au adăugat pe parcurs încă 3 universități asociate care vor deveni membre de plin în viitorul apel. Ce ne dorim noi? Ne dorim să devenim principala instituție la nivel global transnațională de învățământ superior și de cercetare, care este specializată pe tematica aceasta a zonelor urbane de coastă. Încercăm să rezolvăm problema acestor zone, aducând cercetare și dezvoltând programe de educație care să abordeze această problematică. De asemenea, folosim o abordare comprehensivă, inovativă, transdisciplinară, multiculturală și susținem și noi multilingvismul, ca de altfel toate majoritatea universităților europene. Care sunt principalele obiective? Să dezvoltăm programe de educație calitative, care să fie flexibile, să pun accentul pe partea de practică și să integreze inputul de la stakeholder, de la industrie. Ne dorim să avem o interacțiune cu școlile și cu liceele, să oferim programe vocaționale și profesionale pentru adulți, să creștem internaționalizarea universităților membre, să oferim mobilități pentru întreaga comunitate academică, atât pentru studenți cât și pentru personalul angajat, cadre didactice, dar și personal administrativ. Să creăm un spațiu de campus virtual comun, o librărie digitală, să creștem impactul cercetării pe tematica dezvoltării urbane a zonelor de coastă și să construim o comunitate de cercetători pe această tematică și să colaborăm cu industria și actorii publici. Mai departe am prezentat principalele rezultate pe care le-am avut până în acest moment. Sunt de asemenea principalele activități pe care noi ne și propunem să le continuăm. În primul rând pentru studenți, ce am dezvoltat, în primul rând, a fost programe academice joint, oferite de către universitățile partenere. Cele mai de succes au fost programele de minor, sunt un fel de specializări secundare pe care studenții din fiecare universitate, din cele 9, le pot alege. Aceste programe de minor sunt formate fiecare din câte 20 de cursuri, iar studenții au posibilitatea să-și aleagă ce curs își doresc. Aceste cursuri sunt online, sunt gratuite pentru studenți, ei primesc 6 credite ACTS, iar dacă finalizează dacă își aleg cel puțin 5 cursuri și le finalizează, le absolvă, ei pot să primească certificatul de absolvent al programelor de minor. Și avem deja absolvenți pentru că este al treilea semestru în care noi derulăm aceste două programe de minor. În total avem 40 de cursuri online. Folosim platforma Moodle, iar avem profesori pentru aceste programe din toate cele 6 universități partenere. Toți studenții din cele 9 universități pot să participe, dar cursurile sunt momentan ținute numai de universitățile fondatoare. Până acum am avut mai mult de 300 de studenți din toate cele 9 universități care au participat, iar UTCB a facilitat 10 cursuri, de 2 ori, practic, în 2 semestre diferite. Cursuri care au fost dezvoltate mult special pentru Alianța EU-Conexus, care se ține în limba engleză online. De asemenea, noi suntem coordonatori și pentru unul dintre cele 2 programe de minor. În cadrul programului de minor, noi am implementat și câteva mobilități fizice. 2 cursuri au avut o mobilitate în Zadar și una care urmează în Valencia, unde studenții au avut oportunitatea să interacționeze cu profesioniști din mediul extern.
Și de asemenea am implementat și o mobilitate în TCB în București chiar săptămânile trecute. O parte din curs a fost în format online, iar o parte din curs a avut loc fizic în București. Aceste oportunități pentru programe de minor sunt mai mult pentru studenții de la licență, nu mai pentru studenții de la licență. Pentru studenții de la masterat, noi am dezvoltat un prim program de masterat joint pe biotehnologie marină și am obținut în acum un an de zile și acreditare folosind European Approach și de asemenea pentru acest program de masterat am obținut și finanțare Erasmus Mundus. În acest moment noi facem recrutări de studenți și vom lansa acest program de masterat în septembrie anul acesta. Un alt program inovativ atât pentru studenții de la masterat cât și studenții de la doctorat a fost primul program de antreprenoriat social în care studenții au putut să învețe să dezvolte un startup social. Iar pe timpul verii am oferit studenților de la doctorat două școli de vară. Una s-a implementat, iar una este în curs, pe tematici transdisciplinare. Prima a avut loc pe tematica de comunicare științifică, iar cea din vara aceasta va fi pe tematica Open Science. Și toți studenții doctoranți din Alianță pot să participe, au loc în format fizic. Alte două oportunități importante pentru noi, pentru crearea unui campus comun și a unei comunități comune, au fost cele două festivaluri de cultură, unul a avut loc în Claipeda și unul a avut loc în București, organizat de UTCB. Și de asemenea, tot pentru a crește spiritul Euconexus și a promova apartenența la Alianța Euconexus între studenți, organizăm competiții sportive, acestea au avut loc în zadar sau în format virtual în fiecare universitate. Ce a oferit Euconexus și ce încearcă să ofere Euconexus pentru stakeholders și pentru partenerii externi? În primul rând, am organizat mai multe forumuri de carieră, prin care studenții au putut să interacționeze cu industria, acestea au fost coordonate către UTCB. De asemenea, avem o platformă online de joburi și internship-uri în toate cele 9 țări membre Euconexus, pe care studenții și alumnii Alianței pot să le acceseze. Am organizat o conferință la Rochelle destul de mare, cu peste 150 de participanți, în care stakeholderii Euconexus și universitățile au putut să interacționeze și să se gândească la proiecte comune. Am targetat și cumva prioritizăm relația cu porturile și orașele, cu care ne-am întâlnit cu diverse ocazii, porturile și orașele din cele 9 țări. Am dezvoltat o colaborare cu Erasmus Student Network și alți parteneri internaționali. Un alt proiect de succes care mi este și mie foarte drag a fost concursul internațional pentru școli. Avem etapa națională și etapa internațională. În România am avut 50 de școli și licee participante până în acest moment și de asemenea echipele din România au câștigat premiul 1 și 2 și la nivel internațional. Am avut echipe foarte bune. Am încercat de asemenea să aducem prezentări către publicul larg pe tematica Alianței, pe tematica încălzirii globale, cu participare liberă și în acest moment implementăm workshop-uri pentru liceeni, tot pe zona Smart Urban Coastal Sustainability. Alte oportunități pe care Euconexus le-a oferit și le oferă către cercetătorii, cadre didactice și personalul administrativ din cele 9 universități. Sunt, în primul rând, conferințe și workshop-urile pe tematica Alianței. De asemenea, cum știți, a fost lansat un apel Horizon special pentru alianțele europene și avem și noi un astfel de proiect în derulare, Research for Society. Un alt obiectiv al nostru, al Alianței, a fost să ne acredităm institutele de cercetare joint sau laboratoarele care au legătură cu tematica Alianței, iar în UTCB am făcut un prim pas în acest sens implementând un training prin care laboratoarele noastre au putut să învețe care este procedura de acreditare. Lunar oferim research hours către cercetătorii noștri prin care încercăm să-i punem în contact din Alianță pe un apel de cercetare. De exemplu, dacă se lansează un apel Horizon, încercăm să aducem anumite cercetători care se pot cunoaște și pot să aplice împreună pe un proiect.
Avem și un Project Development Fund, este un fond de... Am să vă rog să încercați să vă apropiați de final. Mulțumesc! Da. Alte oportunități sunt în partea de job shadowing, research mobility pentru cercetători și de asemenea acum înființăm o asociație EU-Conexa în Belgia care se ajută pe partea administrativă. Și sperăm foarte mult să câștigăm și viitorul, am depus pentru viitor apel și în iulie vom afla și rezultatul. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu foarte mult. Îmi cer scuze că a trebuit să intervin. Așa cum am zis, fiecare dintre participanți are între 5 și 7 minute la dispoziție. Oricum vom discuta despre multe dintre subiectele pe care le-ați menționat. Mă bucur acum să îl pot prezenta pe rectorul Universității Politehnică din Timișoara, pe domnul conferențiar dr. Inginer Florin Drăgan, care vine de la Facultatea de Automatică și Calculatoare și coordonează proiectul EUDRES în UPT. Te rog. Bună seara! Înainte de a trece la prezentarea propriu-zisă, țin să le mulțumesc colegilor, domnul profesor Darie, cu care chiar am discutat, și colegilor de la UTCB și de la Universitatea Tehnică din Cluj, mai ales că poate a fost un timp scurt și cred că e important să comunicăm. Prezentările au fost foarte bune. Acum UTCB a avut un timp puțin mai mare pentru că proiectul e de o perioadă mai lungă, a fost printre primele proiecte de universități europene. Îi felicit pe toți și le mulțumesc pentru prestele făcute, care cred că sunt foarte indicate să vină acum spre opinia publică, mai ales că și premierul a fost interesat, am avut o discuție, am participat la acea discuție, am fost cu rectorii de universități europene, am fost 10 rectori, mă rog, 1-2 prorectori, care am participat la această discuție, unde am ridicat principalele probleme legate de finanțare, legate de ce probleme de legislație sunt în România vis-a-vis de implementarea unor concepte în ceea ce înseamnă universități europene, nu doar în România, încă la nivel european toate țările au legislații specifice, dar ne-am reafirmat toți cei prezenți acolo dorința de a face un push, să spunem, de a împinge și mai mult partea de dezvoltare pe zona universitară în România spre universități europene, pentru că e un trend din care trebuie să facem parte și care cred că ne ajută foarte mult pentru dezvoltare, mai ales că, după cum știm, populația școlară în România este în scădere și trebuie să ne uităm puțin și peste graniță și la nivel european în primul rând. Deci, cumva, contextul este unul favorabil unor discuții foarte aprofundate pe tot ceea ce înseamnă universități europene și cu ce vin acestea foarte bun pentru învățământul românesc. Foarte pe scurt, despre Politehnică, după cum știți, în urmă cu 2 ani de zile am sărbătorit centenarul Universității Politehnică. Ce ne face deosebiți aici în partea de vest a țării e faptul că suntem prima universitate și prima universitate tehnică de aici, iar pentru 25 de ani am fost singura universitate, ceea ce ne face cumva atipici pentru restul Europei, în care, în mod normal, prima universitate este generalistă. Acum, iarăși, Bucureștiul e și acolo o excepție, din câte știu, dar pot să spun că totodată că cele 4 universități și plus cea din Iași formăm o rețea puternică, dincolo de apartenență la nivel european și prin ceea ce înseamnă Alianța Română a Universităților Tehnice, încercând să ne promovăm interesele împreună, pentru că, așa cum știm, la ora actuală, nevoia de studii tehnice, de persoane absolvente de studii tehnice, este una majoră și nu numai în România, ci la nivel european. Așa cum să trec la proiectul nostru, la proiectul în care face parte Universitatea Politehnică Timișoara, numele este EUDRES. Aveți o primă hartă a răspândirii universităților pe zona europeană. E vorba de universități din Austria, Belgia, Ungaria, România, Letonia și Portugalia. Și o să vă dau citire, vă voi spune numele universităților. E vorba de Universitatea din St. Polten, de științe aplicate, Institutul Politehnic din Setúbal. Din Ungaria avem Universitatea de Agriculture și Științele Vieții,
pe ceea ce înseamnă USAMVB-uri în România. Din Belgia avem o universitate destul de inovativă sau foarte inovativă și voi spune de ce pachet se ocupă în cadrul alianței noastre. Din România suntem noi, iar din Letonia o universitate cu o dinamică destul de mare, chiar dacă mai mică, IGM, University of Applied Sciences, și puteți vedea distribuția pe care o avem la nivel european. Acum, principalul obiectiv, unul dintre principalele obiective, o să intru puțin și în detaliu pe obiective, ar fi, pe care îl propunem, ar fi să, ca profesorii pe care avem să combine un rol de educator, un rol de inovator și cu un rol de antreprenor, tocmai pentru că, așa cum a spus și domnul profesor Darie, așezăm studenții în centrul preocupărilor universităților noastre. Proiectele, de fapt, obiectivele sunt mai generoase și un prim obiectiv și poate unul dintre cele mai importante, ne propunem să dezvoltăm regiunile de dimensiune mare sau mică sau medie în ceea ce înseamnă o Europa a regiunilor, regiuni sustenabile și smart. Apoi un alt concept care iarăși cred că nu este specific doar proiectului nostru, ci din câte am înțeles și în cele de proiecte există o astfel de abordare, se referă la un campus de universități de-a lungul întregii Europe și ați văzut răspândirea pe care o avem și, bineînțeles, ne propunem creșterea calității vieții și o definire a conceptelor principale a universităților viitorului. Puteți vedea aici dimensiunile pe care lucrează alianța noastră și, bineînțeles, domeniile. Observați că nu avem, suntem o alianță puțin mai deosebită, nu avem doar un specific tehnic, avem și o zonă umanistă și atunci cumva rolul Universității Politehnica este unul destul de clar fiind un lider în această alianță în zona tehnologiei. Iarăși puteți vedea principalele misiuni pe care le propunem și zicem, principalele concepte, unele dintre acestea le-ați auzit și la colegii mei, cum ar fi joint degrees, vorbim de living labs și i-living labs, o să vă prezint foarte pe scurt și acest concept, de modele educaționale, de centre de inovare, de grupuri de cercetare pe care încercăm să le formăm între universitățile noastre, de o perspectivă a studenților sau de un model de guvernanță. Principalele pachete pe care le avem în cadrul alianței noastre e, bineînțeles, un pachet de management, un pachet de universitățile viitorului, de principalele concepte. După cum vedeți, ne propunem să construim hub-uri de learning regionale, apoi un pachet pe partea de educare și învățare, unde principala temă abordată, dincolo de adaptarea curriculumului, care iarăși e prezentă nu numai de acum, ci e o tradiție, zicem, e vorba de acele living labs-uri, apoi un pachet de cercetare, un pachet de inovare și antreprenoriat și un pachet de sustenabilitate și o să trec rapid în revistă ca să nu ocup foarte mult timp, peste ceea ce sunt principalele teme, ajungând la ce s-a întâmplat, de fapt, până acum în cadrul alianței noastre și am avut anumite întâlniri cu stakeholders. Una dintre ele a fost cu, prima dintre acestea a avut loc, observați, în mediul online, în care au participat companiile și în care au fost definite principalele obiective pentru Universitatea Politehnică. Nu o să le citesc pe toate acestea. A fost o abordare puțin diferită față de modul în care suntem obișnuiți în România. N-aș spune că la Universitatea Politehnică aveam o astfel de abordare. Cred că și în celelalte universități tehnice, de conectare mult mai clară la nevoile pieței muncii și la nevoile principalilor stakeholder din zona pieței muncii. A doua întâlnire s-a referit la Universitatea Viitorului. A fost o întâlnire cu stakeholderii din zona educațională, iar principalele obiective care au fost identificate pentru Politehnică, le puteți vedea, principalele
teme pe zona de curiculă, pe zona de educație științifică, tehnico-științifică STEM, bineînțeles că fiind vorba de politehnică, aici au fost identificate foarte rapid, pe partea de digitalizare, de inovare, pe partea de atragere de resursă umană, care iarăși un specific dat de ceea ce se întâmplă la ora actuală în universitățile tehnice, o lipsă, să spunem, de personal, partea de predare. Și, bineînțeles, a fost pus o întrebare și ce se consideră că este mai important pentru Universitatea Politehnică. Observați care au fost principale teme, bineînțeles, fiind o universitate tehnică, dar nu numai din cauza asta, inovarea a fost pe locul 1, să creăm valori pentru regiune, asta puțin dată și din istoricul Universității Politehnica. Și observați partea de antreprenoriat și digitalizare sau abordare practică, au obținut și acestea un număr de opțiuni. Această ședință a fost cu reprezentanța liceelor din noiembrie 2021. Aveți o imagine pe două dimensiuni, pe zona de digitalizare și pe zona de cercetare și principalele obiective pe care și le propune Universitatea Politehnică. Observați că ele sunt în general din zona de research sau de inovare, pe partea de digitalizare, fiind principalele teme pe care dorim să le abordăm. Pe de altă parte, observați că apare și doctoratul industrial, teme care, de exemplu, cum e doctoratul industrial, nu sunt prevăzute la ora actuală de legislația românească, chiar dacă aceste probleme au fost ridicate și ne așteptăm la o rezolvare în, mă rog, noua lege a educației sau noile prevederi legale din perioada următoare. Legat de iLiving Labs, o să trec mai rapid în revistă ca să mă pot încadra în timp să mai poată fi vorba și de întrebări. Principalul lucru pe care aș vrea să-l știți este vorba de rezolvarea, ce presupune rezolvarea unei probleme complexe care legată de o organizație non-profit, de o companie cu punerea împreună a studenților din mai multe universități, împreună cu cadre didactice care să găsească o soluție pentru această problemă. La ora actuală, pe partea de Living Labs, încă legislația noastră și, mă rog, normele ARACIS nu ne permit să putem merge în ideea în care se propune în proiect, dar nu e vorba doar de România, e vorba și de restul statelor. În schimb, orientarea noastră este clară spre implementarea în viitor apropiat unor astfel de concepte în Politehnică. O să trec rapid peste iarăși principalele idei legate de iLiving Labs, apoi de antreprenori educaționali. Este modul în care sunt văzute cadre didactice într-o universitate a viitorului. Trec și peste aceasta și o să vă dau un exemplu de iLiving Lab. Este cum poate inteligența artificială să crească o experiență cu turismului cultural în orașele europene. E o temă abordată. Sunt cadre de la principalele ședințe care au avut loc pe tema de a îmbunătăți îngrijirea și accesul persoanelor prin digitalizare. Aici sunt principalele teme legate de iLiving Labs pentru 2022 și putem vorbi, după cum vedeți, despre cum digitalizarea poate să îmbunătățească chiar tema pe care am văzut dinainte. Apoi, modul de viață sănătos pentru tineri, cum poate prin Living Labs să îmbunătățim sănătatea mentală a studenților, cum poate inteligența artificială, tema pe care v-am prezentat-o. Deci, toate temele, nu o să mai trec încă o dată prin ele, care sunt prevăzute pentru acest an în cadrul proiectului. Și, în final, foarte pe scurt, ca să cer să respect timpul, să mai fie și loc de întrebări, deja sunt proiecte cu fonduri europene câștigate, pornind de la ceea ce avem deja în EUDRES. E vorba de un proiect AINS care se referă în special la o implicare a universităților la nivel regional. Nu o să mai intru în detalii legate de acest proiect pentru că cred că am epuizat timpul. Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebările noastre. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, domnule rector. În momentul acesta o să intrăm cu toții în modul de gallery view. Și putem să trecem la întrebări. Am să-i rog și pe participant să pună întrebări în zona de Q&A, dar prima întrebare are să vină de la mine. Unul dintre cele mai importante obiective a tuturor proiectelor de universități europene este această idee de multicampus și care cumva încearcă să creeze atât cursuri de diferite moduri și specializări sau resurse educaționale, le spun eu, comune,
cât și partea de cercetare comună și de implicare în comunitate. Aș vrea să-mi spuneți care credeți că este, să zicem, cea mai mare problemă pe care o poate avea acest vis european al unor universități multicampus, deci cu locații diferite și care pot să ofere educație și cercetare împreună. Puteți să începeți absolut oricare. Atunci îl invit eu pe domnul profesor Darie, vă rog frumos. Dacă îmi permiteți, o să ridic o mică problemă pe care domnul rector Drăgano știe foarte bine. Avem noi un of mai vechi. În domeniul ingineriei, la ora actuală în România, diploma de inginer se acordă după 4 ani de studii, în timp ce în majoritatea țărilor din Europa, nu vreau să spun chiar toate țările din Europa, deci nu suntem departe de realitate, diploma se acordă după 5 ani de studii. Este o diferență semnificativă. Nu știu cum noi, ARUT-ul și alte universități tehnice, vom rezolva această problemă. Evident, așteptăm niște modificări legislative. În caz contrar, diploma de inginer nu este, care e oferită în România, nu este deloc atractivă pentru studenții străini. Deci nu le oferă absolut nimic. Deci diploma de inginer din România nu este recunoscută ca diplomă de inginer în alte țări. Studiile sunt recunoscute, nu e asta problema. Dar calificarea de inginer nu este recunoscută. Eu zic că asta ar trebui să fie una din principalele probleme, alături de joint diploma, alături de alte elemente pe care ar trebui să le rezolvăm cât de repede. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. În aceste condiții îl invit atunci pe domnul Drăgan, pe domnul profesor Drăgan, să vină și să comenteze mai departe care credeți că ar putea să fie atunci această perspectivă, dacă într-adevăr pentru universitățile din Alianța Română a Universităților Tehnice, aceasta este o problemă, într-adevăr. Da, noi am avut discuții în Alianță și domnul profesor Darie știe foarte bine, poate de asta aș fi ridicat subiectul. Acum e adevărat că din cauza cumva perioadei pandemice nu am mai luat aceste discuții. Este niște discuții, dacă nu mă înșel, în cadrul unui proiect finanțat, știu că o colegă prorector participă la acel proiect, transformare în 3+2 pe zona de inginerie. N-am avut atunci, când am fost aceste discuții, n-am avut o părere unanimă la nivelul ARUT-ului. Cumva Timișoara și București au susținut această transformare. E mai, ca și orice schimbare, e mai complexă de făcut, pentru că e vorba și de finanțare. Și atunci, dacă mai bine nu schimbăm nimic ca să rămânem așa cum suntem acum, mă rog, asta era un punct de vedere, nu al nostru neapărat. Cred că la nivel european, și aici cred că ăsta e viitorul, sunt convins, ar trebui politici comune mult mai clare și statele să se alinieze la aceste politici comune și în special pe zona de educație se simte această nevoie. Dacă se rămâne pe același sistem în care, eu știu, în Portugalia, de exemplu, se acordă diploma de inginer, dacă nu mă înșel, după ce ți-ai terminat și masterul, dar ai și te înscrii în asociația lor de ingineri sau, mă rog, cum se cheamă, deci îți trebuie și un pic de practică. Dacă, eu știu, în alte țări se pot da chiar diplome de inginer după 3 ani, nu după 4 ani, în altele se dau după ciclul de licență și master, sau nu se dau deloc, pentru că dacă nu mă înșel, în Germania nu se mai dă diploma de inginer, ci se dă de licențiat. O uniformizare la nivel european ar face ca să avem anumite compatibilități. Atât timp cât se lasă la nivelul fiecărei politici a unui stat, vom avea foarte greu alinieri și vor apare problemele pe care le-a spus domnul profesor Darie. Noi avem tot deschiderea la nivel de ARUT pentru a avea aceste discuții. Poate că la un moment dat ar trebui să avem discuții, nu știu ce măsură sunt, la nivel a ceea ce se întâmplă cu ingineria la nivel european. În Europa, la ora actuală, știm foarte bine, numărul de studenți în inginerie scade. Dacă vom continua așa, cu astfel de atractivitate, atât timp cât piața muncii cere, numărul de ingineri din piața muncii, sau mă rog, studii tehnice, spun așa, în piața muncii crește,
nevoia peste muncii crește, va trece zona asiatică foarte ușor peste tot ce se întâmplă în Europa, până ne vom gândi noi cum reușim să ne uniformizăm anumite solicitări, cu ce putem face. Și cred că acest lucru e posibil, dar, mă rog, ne îndreptăm încolo, dar foarte încet. Asta e părerea mea. Da, cred că, într-adevăr, acest lucru contează foarte mult, această uniformizare a modului în care se face educație și a modului în care creditele transferabile funcționează. Dar haideți să vedem eventual de la Cluj pe doamna profesor Câmpian, care este viziunea pentru, să zicem așa, aceste multicampusuri universitare. Cred că ar trebui să ne schimbăm puțin modul de a gândi, pentru că noi suntem obișnuiți cu acest sistem Bologna și cu aceste credite ECTS, iar ceea ce dorește Uniunea Europeană de la noi este tocmai de a trece mai departe de această, încadrare a studiilor pe astfel de sisteme, de a trece la recunoașterea, cum se spune, a rezultatelor învățării, a obține competențe, iar în perspectivă această diplomă europeană care a fost deja lansată în 30 septembrie 2020 când s-a transmis s-au transmis mai multe documente privind realizarea spațiului european al educației până în 2025, tocmai asta încearcă să creeze. Cumva, cred că va trebui să învățăm să fim puțin mai flexibili și să nu urmărim neapărat numărul de credite, ci să urmărim ceea ce învață studenții noștri, ceea ce obțin în urma procesului de educație pe care noi îl prestăm. Deci, cred că va trebui să ne schimbăm foarte mult modul de a gândi asupra educației pe care o facem în acest moment. Da, într-adevăr, sunt întotdeauna considerate schimbări de paradigmă. Se zice că mie personal acest termen nu-mi place atât de mult, este utilizat după mine excesiv în multe domenii, dar este, eu spun, o schimbare de mentalitate și de structură care trebuie să se întâmple în întregul învățământ universitar european, iar aceste proiecte de universități europene și-au propus chiar acestea. Mergem acum la București, la Universitatea Tehnică de Construcții din București, care a reușit, conform prezentării, deja să livreze niște specializări, niște cursuri în comun între universități, dar care a menționat și ea că, de fapt, problema cea mai mare vine că doar acele universități care au acreditat acest program de studii pot să-l implementeze. Vă rog, doamna Mucinean. La noi, pentru programele de licență, orice student din cele non-universități poate să se înscrie. Problema, de exemplu, este în anumite țări, cum este și cazul României, în care cursurile suplimentare pe care studenții le au din alianță sunt puse în suplimentul la diplomă, sunt credite suplimentare, nu din cauza standardelor ARACIS, n-au putut să fie puse automat în sau să fie alese de către studenți în cadrul creditelor obligatorii. Deci, practic, studenții UTCB care fac cursuri în plus au mai mult de 60 de credite anual. Practic, pot să aibă 66, pot să aibă 72 de credite dacă își au cursuri din alianță. Pe când alte universități au reușit ca acele cursuri care sunt din programele de minor ale EU-Connect să fie din cursurile obligatorii. Deci asta pe de-o parte, flexibilizarea sistemului de învățământ românesc și de asemenea și la alți parteneri a fost această provocare și partea de finanțare, adică este susținerea finanțării unui student care să poate să facă un semestru în România, un semestru în Spania, e nevoie de o susținere mai mare a acestora. Da, într-adevăr și bursele Erasmus de mobilități care există funcționează până la un punct, dar nu oferă chiar atât de mare suport financiar. Am să merg mai departe și am să pun și vă deschid întrebarea tuturor. Am să eventual ne și vedem ca să pot să știu care dintre dumneavoastră dorește să răspundă. O întrebare care o avem în Q&A de la Ramona Humeniuc.
Consider că nu este ușor a fi cadru didactic universitar în societatea de azi și să combin tradiția cu postmodernitatea în practica profesională. Universitatea tehnică, ca orice spațiu social, este supusă unor dinamici și presiuni complexe. Cum realizați formarea și perfecționarea personalului didactic? Există o continuitate între diferitele momente ale formării. E o întrebare care e poate un piculeț ieșită din contextul alianțelor europene, dar care cred că se potrivește pentru ARUT destul de mult. Cine dorește să răspundă? Am început cu domnul Dare, hai să începem cu altcineva acum. Doamna Câmpian, vă rog frumos. Da, cred că această pregătire a personalului didactic trebuie să fie o parte foarte bine definită în strategia universității de unde se află acest cadru didactic și cu siguranță pentru a avea în viitor cadre didactice pe care putem să ne bazăm și care să continue ceea ce lucrăm acum, trebuie să le pregătim din timp și trebuie să le pregătim pas cu pas. Iar cred că aceste universități europene sunt un start foarte bun pentru pregătirea acestor tineri care încep să predea în mediul universitar, tocmai pentru că au posibilitatea să se întâlnească cu omologii lor de la alte universități, să vadă alte sisteme de învățare, să vadă un alt mod de a pune problema în mediul universitar. Și cred că acesta este unul dintre pașii care ar trebui să fie abordați de cât de multe universități. Dar, din nou, repet, această formare profesională trebuie să se regăsească în strategia universității. Da, într-adevăr, formarea profesională este o parte foarte importantă. Domnul rector Drăgan dorește să completeze. Vă rog. Da, sunt de acord cu ce a spus doamna profesor Câmpian. Aș adăuga cumva cu un caz specific politehnicii. Noi am avut pentru perioada pandemică, la un moment dat am făcut, dincolo de cursurile pe care le ții tu, Diana, pe ceea ce a însemnat cel și pe toată zona de digitalizare, care cumva iarăși au fost mai ușor de preluat de către cadre didactice din zona tehnică, după cum știm. Pe lângă asta am făcut niște cursuri cumva pe zona de pedagogie cu trainer din zona privată, adică trainer care fac și în companii. Noi am avut un program în care am făcut niște cursuri de leadership, cultură organizațională, managementul conflictelor pentru zona de management. Am avut vreo 60 de persoane de universitate care au început în urmă cu 2 ani astfel de cursuri care se fac specific corporațiilor. Și pe lângă aceste cursuri, la un moment dat, într-o discuție cu acești traineri, care chiar fac o muncă foarte bună legată de corporații, cunoșteam din zona respectivă, a fost această ofertă: haideți să vedem, să încercăm să îmbunătățim skill-urile cadrelor didactice și pe zona de pedagogie, legat de pedagogie online, să spunem. Nu e vorba de skill-uri de digitalizare, ci în modul în care ții un curs în online, pentru că nu e același lucru. Am fost o participare voluntară, să zicem, cam 25% din cadre didactice au participat la astfel de cursuri și cred că au fost foarte, foarte bine primite. Asta ca și completare la ce spus doamna profesor. Mulțumesc. Da, într-adevăr, acestea sunt, să zicem, întotdeauna foarte binevenite. Orice formă de dezvoltare profesională, de fapt, își aduce aportul în final asupra universității, asupra studenților și are impact major la nivel global asupra universității. Una dintre celelalte teme foarte importante pentru alianțele europene universitare, pe lângă aceasta de multicampus, este de proiecte de cercetare comună. Așa cum am văzut, fiecare dintre dumneavoastră a și reușit să implementeze deja și să câștige proiecte de Orizont 2020, Orizont Euro, pentru cei care sunt, să zicem, mai noi, și care vin exact pe aceste principii de cercetare. Politehnica din Timișoara a prezentat proiectul AINS, care continuă ideea de universitate antreprenorială, dar se focalizează foarte mult pe partea de știință deschisă, de open science, pe care am auzit-o și la UTCB. Care credeți că va fi impactul asupra cercetării? Cât de mult contează aceste alianțe europene asupra cercetării pe care o realizează fiecare universitate? Din nou, cine vrea să răspundă?
Începem cu altcineva. Haideți, doamna Norcinea, vă rog frumos pe dumneavoastră. Cred că, în primul rând, prin a cunoaște alte echipe de cercetători, altă modalitate de a susține managementul cercetării în alte universități, se poate inova și dezvolta cercetarea și la noi, dar și în cadrul Alianței. Am făcut vizite în laboratoare, cercetătorii de la noi au văzut alte laboratoare, au văzut cum sunt echipate, de asemenea au văzut cât de bine colaborează cu industria și au putut să, practic, să facă schimb de bune practici în acest sens, să fie mai deschiși în a integra sau a face cercetare care să fie axată pe nevoile industriei și nevoile actuale ale societății, care să rezolve și probleme pe care societatea le are acum. De asemenea, ce cred că au mai învățat cercetătorii noștri sau învață în acest moment este și partea de a aborda mai mult transdisciplinar o problemă și de a lucra în echipe din domenii diferite. Pentru că noi în alianță suntem, așa cum sunt și alte alianțe, din domenii diferite. Ingineri care lucrează cu persoane din social science, de exemplu. Cumva aceste două mari aspecte le văd că ne ajută și ne va ajuta în continuare apartența la universitățile europene. Universitatea Politehnică din București, care este părerea domnului profesor Daria, din punctul de vedere a acestor proiecte de cercetare dedicate? Da, până la urmă, aceste proiecte de alianță europeană creează cadrul în care cercetători de la toate universitățile vin în contact. Succesul, până la urmă, va rezulta din modul în care cercetătorii, cadrele didactice din toate universitățile partenere vor reuși, de modul în care acești cercetători vor reuși, între ghilimele, să se înțeleagă, de modul în care vor conlucra. Da, într-adevăr, acestea contează foarte mult. Într-adevăr, acestea contează foarte mult. Modul în care ele vor reuși să conlucreze și să poată să lucreze împreună. În proiectul EUDRES al Universității Politehnica din Timișoara sunt echipe deja mixte, care se și întâlnesc față în față și încearcă să lucreze împreună cât se poate de mult. Poate vreți să comentați ceva, domnule rector Drăgan sau doamna Câmpian, oricare dintre dumneavoastră poate să deschidă subiectul. O rog pe doamna Câmpian, că am să ridica mâna, eu o să spun după. Bine, okay, mulțumesc, doamna Câmpian. Eu vreau să spun că pentru a asigura această activitate de cercetare transdisciplinară și între universități, sigur, trebuie creat și un cadru și este foarte important ca să pornim de la început cu crearea acestor echipe multidisciplinare, cu crearea unor birouri de cercetare în care să poate să fie colectate toate informațiile, să putem să facem acest mapping al cercetării din toate universitățile partenere. Ca să putem să facem cercetare împreună, trebuie să știm ce se întâmplă în celelalte universități. Noi am procedat în felul următor, ca să ne cunoaștem, am organizat mai multe seminarii pe domenii pe care le-am identificat ca fiind comune cu celelalte universități, seminarii la care am avut o participare foarte mare, în jur de 100 de persoane care au dorit să își expună cercetările din toate universitățile, urmând ca după aceea să se coaguleze anumite echipe care și-au găsit puncte comune de cercetare. Deci cred că un lucru important este să creăm și cadrul pentru ca acești cercetători să se întâlnească. Mulțumesc! Întotdeauna, da, scuze, chiar vreau să mă rog, întotdeauna. Te rog, Diana, spune. Nu, te rog, continuă. Ok, ce mi se pare mie interesant sau ce mi s-a părut mie interesant, da, și înainte aveam echipă de cercetare, chiar dacă formate poate puțin diferit, mi s-a părut interesant că sunt propuse teme noi de cercetare înainte să pună de la ideea următoare. Se identifica o temă de cercetare comună și în momentul respectiv o echipă de cercetători care în principiu se cam cunoșteau sau aveau niște conexiuni, lucrau din România, din altă țară, din Politehnică, mă rog, asta, cam asta era modelul. La ora actuală ne-am trezit cu anumite teme, de exemplu partea de well-being,
Nu era chiar așa. Noi în România nu ne gândeam neapărat la partea de well-being. A început să fie vehiculat subiectul prin anumite corporații, dar subiectul general în România nu e well-being, ci probabil e being în anumite cazuri. Din păcate, a spune. Atunci am văzut, ce mi s-a părut mie foarte interesant e că sunt preluate teme specifice altor regiuni care într-o formă sau alta vor ajunge și la noi, dar putem să le înțelegem mai repede noi, pentru că am discutat cu academicianul Marșavină, a fost prima discuție, domnule, well-being, ce facem aici? Adică chiar dacă imediat am înțeles care e rolul nostru, acum avantajul Politehnicii în consorțiu e și o foarte bună așezare pe partea de cercetare și o implicare serioasă și atunci avem niște avantaje în consorțiu pornind de aici. Dar cum mi s-a părut interesant că preluăm aceste teme, nu mai ne uităm la temele regionale ale noastre strict, ci preluăm și temele regiunilor din care provin universitățile respective și gândim diferit. Multidisciplinaritatea, bineînțeles că e un aspect foarte important și ne împinge tot mai mult în zona respectivă, care e foarte bine. Mulțumesc frumos! Într-adevăr, această interdisciplinaritate și multidisciplinaritate în cercetare, ca și în educație, și are rolul destul de important, cât și implicarea, să zicem, a studenților în aceasta. Și aici aș vrea să ajung pentru că sunt foarte multe activități care sunt dedicate studenților. Fiecare dintre alianțe, din câte am văzut, are înființate board-uri, coordonari de studenți, unde studenții reprezentativi reușesc să schimbe impresii și opinii. Care este, să zicem, răspunsul studenților la aceasta și interesul lor pentru? Sunt conștienți de aceste alianțe europene? Doresc să se implice și cum? Din nou, cine vrea să înceapă? Începem cu doamna Mărgineanu atunci. Noi avem un răspuns destul de pozitiv de la studenți. Fiind ingineri, cred că ei au cumva o încărcătură mai mare, cel puțin ai noștri din UTCB, în ceea ce privește cursurile și tot ceea ce trebuie să pregătească. Și de aici le este puțin mai greu să mai facă și activități extracurriculare. O soluție pentru ei ar fi să recunoaștem tot ceea ce fac, ca să nu fie muncă extra. Dar am văzut o deschidere foarte mare pentru mobilități de scurtă durată, chiar mai mare decât pentru cele de un semestru întreg. Atunci când am avut evenimente în alianță de o săptămână, chiar am găsit tot timpul deschiderea studenților. Acum vom pleca cu 20 de studenți în Croația, tot pentru o mobilitate de scurtă durată. Un alt aspect pozitiv este că, în general, studenții noștri știu engleză și am avut tot timpul mai multe înscrieri din partea noastră pentru anumite oportunități decât poate de la alți parteneri. Asta este un plus și, de asemenea, mulți dintre ei și îmbunătățesc skill-urile de limba engleză prin oportunitățile pe care le oferim. Domnule profesor Darie. Eu zic că aceste alianțe oferă niște oportunități studenților, niște oportunități extraordinare. Deci, cred că alianțele, toate cele patru alianțe despre care îți face vorbire aici, prevăd foarte multe, nu numai mobilități, și oportunități de educație pentru studenți. Și cred că răspunsul nu trebuie să fie decât cel pozitiv. Venim după o perioadă de online, de 2 ani, cam așa a durat toată partea asta și eu sper că în viitorul apropiat să creștem numărul mobilităților, nu numai cele de scurtă durată, ci și cele mai de lungă durată. Oricum, o mobilitate fizică nu poate fi înlocuită de cea de o mobilitate virtuală. Da, într-adevăr, deși eu recunosc că, uite, sunt 14 ani deja de când dezvolt un proiect de mobilități virtuale cu Universitatea din Boston. Am peste 1300 de studenți care au făcut proiecte comune, echipe mixte și de succes. Niciunul n-a fost un dropout, să zicem, până acum și pentru toți această multiculturalitate și lucru în online a fost foarte bun. Dar eu recunosc că eu predau web
și aici e mai simplu. E zona de inginerie mai, unde se poate face și online, se tratează. Aș vrea să mergem acum la doamna Câmpianu, să ne zică experiența studenților de la Cluj. Această inițiativă a Universității Europene a fost primită cu foarte mult entuziasm de studenții noștri. De fapt, în februarie 2020, când vă spuneam că s-a semnat memorandumul de înființare a Universității EUT, când nu știam dacă vom câștiga sau nu, studenții au ținut să își organizeze și ei bordul lor de studenți și au semnat și ei un agreement. Au fost chiar foarte drăguți la moment respectiv, în care și-au declarat susținerea pentru înființarea acestei universități europene. Acum, ei au această organizație a studenților din EUT+, se întâlnesc periodic, se întâlnesc și fizic și fac o foarte mare reclamă Universității Europene de Tehnologie în rândul studenților, pentru că au întâlniri în cadrul organizației studenților din universitatea noastră, OSUT, în care le prezintă colegilor ce se întâmplă în EUT+, ce urmează, unde ar putea ei să se implice și dacă sunt anumite decizii cu care ar fi de acord sau nu ar fi de acord. Deci, noi avem în studenți un partener cu care până la urmă colaborăm, pentru că, în fond, ei sunt obiectul muncii noastre. Dar studenții, într-adevăr, susțin această inițiativă. Sunt foarte entuziaști. Într-adevăr, această, să zicem, susținere a studenților contează foarte mult și acum, eventual, să vedem care este situația și la Universitatea Politehnică din Timișoara. Domnule rector? Da, eu o să fiu foarte scurt și cred că destul de elovent, pentru că până la urmă s-au spus destul de multe lucruri despre implicarea studenților și în celelalte trei universități sau alianțe universitare. Spun doar că la ultima întâlnire pe UDRES, studenții noștri au solicitat să aibă un reprezentant în Board of Coordinators, tocmai pentru a putea să spună părerea și afla imediat toate deciziile care se iau în alianță, un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, așa că implicarea lor cred că e clară în momentul în care vin cu astfel de solicitări. Da, așa este și într-adevăr studenții din Politehnica din Timișoara sunt foarte dedicați, sunt foarte mulți studenți care participă la Living Labs-uri și sunt foarte interesat de aceasta. Acum, din nou, o întrebare pentru toți și am să vă rog să încercăm să ne gândim cu toții care credeți, e o întrebare dificilă, recunosc acest lucru, care credeți că va fi cel mai mare dezavantaj al acestor alianțe europene, să zicem, peste 3 sau peste 5 ani? Care credeți că va fi cea mai mare problemă pe care ele nu vor reuși să ni s-o rezolve, ni s-o ducă mai departe? Și am să mă duc la domnul profesor Darie de această dată, care poate să zică și dânsul despre studenți, că nu l-am mai întrebat direct despre studenți. Ba da, am spus. Da, da, îmi cer scuze. Da. Și e șansa lor, e o șansă. Pe termen mediu și lung, știți cum e, când se face un proiect, punem riscuri, facem o analiză SWOT, riscuri, pericole și așa mai departe. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar cel mai mare pericol pentru aceste alianțe stă în noi, în cadrele didactice care fac parte din universitățile române partenere la alianțe. Trebuie să ne schimbăm modul de a gândi, în primul rând. Deci, modul de a gândi, de a uita că ăsta e cursul meu sau cursul al cuiva, trebuie să ne gândim că putem conlucra pe aceeași tematică și cu parteneri de la universitățile din consorțiu. Aici văd un prim, nu risc, o primă problemă pe care trebuie să o surmontăm, dar sunt convins că în timp se va rezolva. Părerea mea este că aceste alianțe, 2030 este un termen optimist pentru ca alianțele noastre să devină, într-adevăr, universități omogene. Probabil că va trebui să treacă, nu numai la noi, același lucru este
și la universitățile din Franța, care au mersul lor și din Italia și din Germania și din altă țară. O a doua problemă pe termen mediu și lung este cum, nu pe termen mediu, nu pe termen cât mai rapid, este cum vor rezolva problemele legislative. Pornind de la, un exemplu, dau acreditarea programelor de studii. Un program de studii este acreditat într-o țară într-un fel, la noi este altfel și nu știm încă cum va arăta un program de studii care să poată să fie acreditabil și de noi, și de Franța, și de Italia, și de Germania. Asta le văd eu ca niște probleme, printre altele, dar care le vor da puțin de furcă. Într-adevăr, cred că toate problemele pe care le-ați ridicat vor fi dintre cele mai spinoase, într-un fel. Și acum, haideți să vedem Clujul. Doamna profesor Câmpean, vă rog. Da, eu prima problemă pe care o văd și care știu că este o problemă pentru toate alianțele este această acreditare care, din păcate, în România, îmi pare rău ce voi spune acum, trebuie să se regăsească în acest pat al lui Procus, care este Aracisul, și cred că în primul rând aici ar trebui, știu eu, poate la nivel european, la nivelul României, să încercăm să fim puțin mai flexibili pentru recunoașterea acestor domenii de studiu și a acestor curricule pe care noi încercăm să le creăm în universitățile europene. Ce aș vedea eu ca o problemă este faptul că la un moment dat vom fi o mare universitate cu mai multe campusuri în mai multe în alte țări și va trebui să avem un mod de a lucra, un mod de a interacționa care să fie de bine de rău armonizat cu celelalte universități, ceea ce cu siguranță va fi o problemă în viitor, pentru că noi suntem fiecare obișnuiți cu stilul din universitatea proprie și este mai complicat să, sincer, este mai complicat să fim așa de open mind încât să acceptăm și celelalte sisteme și culturi din celelalte universități. Deci principala problemă, cred că se referă, așa cum spunea și domnul profesor, noi să putem să fim suficient de flexibili. Și în primul rând Aracisul. Da, într-adevăr, această problemă a acreditării cred că este cea mai mare problemă pe care o au toate aceste specializări multiple și posibilitatea de a avea o universitate multicampus într-un final. Haideți să vedem care sunt provocările pentru Universitatea Tehnică de Construcții, scuze, din București. Mă auziți? Da, mă auzim. Aș adăuga, pe lângă ce au spus antevorbitorii mei, poate temerea aceasta de a fiecare universități că își va pierde cultura organizațională, identitatea instituțională. Practic, noi ar trebui să ne transformăm într-o nouă instituție cu toții. Și de asemenea, sustenabilitatea, finanțarea acestor programe de studii și al altor activități, care este destul de costisitoare. Adică un program de studiu de masterat, pentru un program de studiu de masterat am avut pentru 4 ani, am avea nevoie de 5 milioane de euro pe care am obținut de la Erasmus Mundus. Și este un program de masterat care va avea 40 de studenți pe an. Dacă vrem să facem mult mai multe programe, vom avea nevoie de o finanțare și mai consistentă pe viitor și cumva o finanțare care să se sincronizeze între țări. Că și finanțarea națională să poată să fie folosită pentru programe de studii joint. Ceea ce acum nu prea se poate sau e destul de greu. Da, așa este. Problema aceasta a sustenabilității este și din punctul meu de vedere una dintre cele mai dificile, fiindcă ca toate proiectele funcționează cât există finanțare. Din momentul în care nu va mai exista finanțare, va fi ceva mai dificil. Am să mă duc acum la Universitatea Politehnică din Timișoara. Domnule rector, vă rog. Da, mulțumesc. Acum multe lucruri deja s-au spus de către colegii mei. Eu aș adăuga o problemă care poate e mai puțin a universității cât a statului,
dacă nu schimbăm politica pe atragere de studenți străini din zonă non-europeană, care ar putea beneficia de aceste alianțe, adică noi am putea fi principalii beneficiari ai acestor alianțe europene, pentru că brandul de țară știm că nu ne prea ajută, rămânem cu taxe mari pentru atragerea lor, va fi destul de dificil că se vor duce în altă țară, nu vor mai veni în România ca primă intrare în zona europeană, dublată de o posibilitate de a pierde resursă umană, mă refer la populație școlară, prin aceste alianțe europene de care se mișcă spre alte țări. Deci dacă nu știm să beneficiem de avantaje și vom avea doar dezavantaje date de mutarea, eu știu, studenților în cadrul acestor alianțe, atunci statul român are de pierdut, mai ales că demografic stăm foarte prost și știm care este evoluția în următorii ani. Nu există în actual nicio politică demografică în România, sau cel puțin nu știu eu. Deci asta, principalul pericol îl văd pentru stat, dacă nu reușesc să vină cu niște politici care să ajute universitățile să beneficieze de avantaje și nu de dezavantajele acestor alianțe, posibile dezavantaje. Mulțumesc. S-au spus foarte multe lucruri de colegii mei cu care sunt de acord, nu le-am mai reluat. Într-adevăr, așa este. Vom rămâne acum în acest mod de gallery, fiindcă ne apropiem de final și am o singură întrebare de final, să spunem, și care o să vă rog să fie așa cât se poate de scurtă, câteva cuvinte, maxim, cuvânt, ceva de genul acesta. Este personal, care credeți că este, să zicem, viitorul pentru alianțele europene în care sunteți implicat? Din punct de vedere personal, ce este pentru dumneavoastră? Sau ce a fost până acum? Sau ce va fi? Sau ce credeți că va fi? Începem cu doamnele și începem cu cea mai tânără doamnă, doamna Mărcineanu. Microfonul. O universitate multiculturală implicată mai mult în societate. Asta. Doamna Cristina Câmpian, vă rog frumos. Eu, din punct de vedere personal, în această alianță sunt foarte bucuroasă că am făcut parte, pentru că am învățat foarte multe lucruri și am o altă viziune asupra întregului sistem al universităților europene și al învățământului superior în general. Și sunt încrezătoare și optimistă că vom merge în direcția bună. Poate nu cu viteza cu care mergem acum, pentru că suntem la început, suntem într-un proiect, încă nu am depășit stadiul de proiect încât să fim o universitate, dar eu am așa un feeling optimist pentru ce se va întâmpla. Mă bucur că optimismul rămâne în continuare o marcă a acestor proiecte. Domnule profesor Darie? Cred în universitățile europene, cu tărie, deci din convingere. Sunt convins că o să ajungem la un moment dat la ceea ce ne dorim. Poate nu chiar așa de repede, cum zicea și doamna profesoară Câmpian. Nu chiar așa de repede cum se crede acum. Dar vom ajunge. Și eu sper la fel. Domnule rector Drăgan? Foarte scurt, nu o să fie un cuvânt. O să fie, eu cred că acum investim în viitorul universităților românești prin aceste proiecte și cred că asta e esențial. Într-adevăr, fie că sunt student, fie că este resursă umană nouă, dinamică, mult mai deschisă și mult mai integrată, care poate să lucreze împreună atât în specializări cât și în educație comună și să-și aducă beneficiul, pentru că toate proiectele au o tentă puternică asupra regiunii. Își doresc și își propun să schimbe în regiunea în care sunt cât se poate de mult și poate această implicare în comunitate și în regiune va putea să fie discuția cea mai importantă, cum a spus pe final, când vă vom invita din nou pe toți, pe finalul acestui an academic, mă refer, să discutăm din nou despre ce ne propunem să facem ca și universități europene într-un mod mult mai punctual. Vă mulțumesc mult de tot tuturor, mulțumesc cadrelor didactice, rectorului, studenților care ne-au urmărit și profesorilor care ne-au urmărit și care au spus deja că sunt foarte utile informațiile pe care le-au primit. Sper ca, într-adevăr, universitățile europene să poată să producă schimbarea, să poată să ne schimbe pe noi, pe noi înșine, să putem să influențăm și pe studenți cât se poate de mult și să putem să producem o schimbare bine și în regiunea noastră. Vă doresc, în primul și în primul rând, sărbători luminate la cei la care vin,
Sper că ați avut sărbători luminate, cei care le-ați sărbătorit deja. Webinarile Construim Împreună se încheie acum, în această primăvară. Ele vor continua la vară. Vă mulțumesc mult de tot tuturor. Dacă doriți să vă spuneți un cuvânt de încheiere, vă rog. Mulțumesc mult. Sunt extraordinar de plăcut surprins de această acțiune și sper să particip la cât mai multe de acum înainte. Vă mulțumesc și vă urez numai de bine. Mulțumesc. Am să mulțumesc și eu organizatorilor și colegilor mei care au avut aici prezentări. Cred că e foarte important să cunoaștem ce facem fiecare dintre noi și să colaborăm, pentru că din astfel de discuții și webinarii vor veni idei noi. Mulțumesc frumos că m-ați invitat și am făcut parte și vă doresc și eu tuturor sărbători fericite. Doamna Martina. Mulțumim și noi pentru invitație și sperăm să colaborăm la fel de bine și în viitor și să învățăm unii de la ceilalți și din alianțele noastre de mai mult. Doamna Rector. Da, și eu vă mulțumesc tuturor pentru implicare, așa cum am spus, tipul a fost scurt, informații în schimb cred că au fost utile pentru toată lumea și sunt convins că astfel de întâlniri ne ajută să mergem mai departe cu rezultate cât mai bune. Și pentru toți cei care ne urmăresc, sărbători fericite și pentru cei care spun la viitoare sunt în vacanță, în special studenții de la noi, dacă ești din alte centre, o vacanță liniștită și să ne întoarcem după aceea cu forțe proaspete. Mulțumesc mult de tot! Sărbători fericite! Mulțumesc mult de tot! Așa cum am zis, din nou, toată lumea care a participat la aceste webinare va continua să primească acest certificat digital deschis, acest Open Badge pe care Politehnica îl oferă în premieră în universitățile din România. Pentru și este validat atât de Asociația de Alianța Română a Universităților Tehnice, de ARUT, a cărei reprezentanți au fost și astăzi aici, de către Eden Europe și de către Asociația IEEE România. Vă mulțumesc mult de tot tuturor și o seară frumoasă!